În ultima perioadă, deja este știut faptul că noi încercăm să ne dotăm cu tot ceea ce înseamnă utilaje agricole performante, de ultimă generație, tocmai de a face față competiției în această ramură, și anume sectorul vegetal. Sunt multe provocări și de a încercăm să venim cu utilaje moderne, pe de o parte să eficientizăm activitatea, în a performa în ceea ce înseamnă producții, pe de altă parte reducem cheltuielile, având în vedere că avem o suprafață totuși destul de mare la stațiunea de cercetare Popovuț și atunci, așa cum în ultima perioadă am obișnuit pe toți agricultorii legat de performanță, legat de producții, vă dați seama că toată lumea stă și se uită atent la ceea ce se întâmplă la stațiunea de cercetare Popovuț și cum își desfășoară activitatea din punct de vedere al sectorului vegetal. Nu ne rezumăm doar la a dota baza experimentală vegetală, ne orientăm din ce în ce mai mult spre baza experimentală zootehnică, am achiziționat recent și o instalație de pregătire a furajelor, să-i spun așa, de fapt ea este o moară care cuprinde atât măcinișul cât și raționarea produselor, de altfel granularea lor, care ne ajută foarte mult în a crea niște rețete compatibile cu efectivele de animale pe care le avem pe categorii la stațiunea de cercetare Popovuții. Cât au costat ultimele investiții făcute? Nu am făcut sincer o socoteală, dar undeva la circa 2,5 milioane doar dotările. Per total, undeva investiția în ultimii 2 ani la stațiunea de cercetare Popovuț se duce undeva la 4 milioane de lei. Mai avem multe, multe, multe de făcut. Vorbesc de reparațiile care urmează. Am început deja să facem reparații la toate clădirile, acolo unde ne permitem. Cele care impun, eu știu, investiții mult mai mari, sigur că putem face acest lucru cu un proiect de dezvoltare. Este proiectul depus deja la Ministerul Agriculturii prin Academia de Științe Agricole și Silvice. Așteptăm, practic, să ni se dea acordul. Vorbim de partea de cofinanțare și atunci sigur că vom trece la lucru. Eu sper că în acest an acel proiect se va aproba, iar el se va derula pe perioada de 4 ani de zile, în așa fel încât stațiunea de cercetare Popovuț arate așa cum mi se cere unei stațiuni de cercetare în domeniul agricol. În câți ani estimați că, dacă ar fi același ritm de dezvoltare ca în ultimii 2-3 ani, în câți ani s-ar putea moderniza în totalitate stațiunea? Dacă ne menținem același ritm și cu un sprijin din partea autorităților centrale și nu numai, chiar poate să vină și de la autoritățile locale, eu estimez că în al cincilea an de acum încolo, stațiunea de cercetare Popovuț trebuie să arate ca o stațiune de top. Da, de câte milioane de euro ar mai fi nevoie? Discutăm undeva de 32 de milioane de lei. Deci nu ar fi chiar, dacă ne raportăm la ceea ce înseamnă toată activitatea în alte zone, discutăm de, eu știu, 1 milion de euro, ceva de genul ăsta. Și atunci, cu siguranță, se poate rezolva. Nu am stat să calculez în euro, eu am făcut suma așa cum am prins-o în proiect, deci ea se ridică la 32 de milioane de lei și sper eu să îl putem implementa pe perioada 4 ani de zile. În cazul în care acest proiect va mai întârzia,
Sigur că vom continua în aceeași notă ca și până acum și vom lua cu prioritate să îmbunătățim condițiile acolo unde chiar nu mai suferă amânare. Și o vom face în același timp, sigur că durează mai mult, dar nu-i nimic, noi suntem învățați cu munca și o să o ducem până la capăt așa cum ne-am propus cu toții.